Ambal Club Zalos speră să obțină mâine seara al treilea succes al sezonului. Echipa pregătită de Gheorghe Tatici va întâlni pe teren propriu CSM Bistrița, echipă clasată pe locul 6. Zeloancele ocupă locul 9 înaintea jocului de mâine, programat la ora 18 în sala sporturilor. Cu două victorii după cinci etape, Handball Club Zalău va încerca să obțină un nou succes pe teren propriu în duelul de mâine seară, când va întâlni echipa CSM Bistrița. Adversara celor ocupă locul 6 în clasament, cu 9 puncte acumulate, în timp ce formația condusă de Gheorghe Tadici se situează pe locul 9, cu 6 puncte. Zalăul vine după o înfrângere pe teren propriu în fața celor de la Corona Brașov, după care echipa lui Tadici a pierdut și pe terenul echipei SCM Craiova. În schimb, în cupele europene, lucrurile stau mult mai bine. Cu o evoluție remarcabilă, handbalistele zeloane s-au calificat în turul 3 preliminar al cupei EHF, eliminând formația turcă Ankara Enimahale, pe care a învins-o în ambele manșe. Gheorghe Tadic a precizat că partida cu CSM Bistrița nu va fi deloc ușoară, echipa adversară având în lot o serie de jucătoare cu experiență, care au făcut sau fac parte din echipa națională a României. Partida dintre HC Zalău și CSM Bistrița este programată la ora 18 în sala sporturilor Gheorghe Tadic și va fi oficiată de un cuplu din Târgu Jiu, format din Anton Drăgănescu și Adrian Eremia. Prețul unui bilet este de 8 lei, urmând să se pună în vânzare începând cu ora 15 la caseria sălii sporturilor. În cadrul etapei a 6 au mai fost programate duelurile Dunărea Brăila, CSM Slatina, CSM Roman, Măgura Cisnădie, Danubios Galați, Corona Brașov și HCMS Lobozia Rapid București. S-au disputat în devans partida dintre CSM București și SCM Craiova, încheiată cu scorul de 35 la 23 și cea dintre Universitatea Cluj și HCM Râmnicu Vâlcea câștigat de echipa vâlceană cu 32 la 27